Un șofer de 28 de ani din comuna Vedea, din județul Argeș, a fost autorul unui grav accident de circulație produs ieri în Pitești. A pierdut controlul mașinii, care s-a urcat pe trotuar, unde a trecut razant pe lângă un grup de oameni, dar l-a lovit în plin pe un bărbat de 77 de ani. Mașina a intrat și în alte două autoturisme parcate și s-a oprit abia după ce a retezat de la bază un stâlp de electricitate. În urma accidentului, bătrânul a ajuns cu multiple leziuni la spitalul din Pitești. Șoferul, deși rănit, a refuzat să meargă la spital. A fost testat pentru alcool și droguri, însă rezultatele au ieșit negative. Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.